Timp de 3 zile, Norvegia, Polonia, Rusia și România s-au bătut pentru prima ediție a trofeului Carpați la handbal feminin, rezervat junioarelor. Până în ultima zi, norvegencele și româncele au reușit victorii pe linie și meciul direct a fost cel care a decis câștigătoarea primului loc. Nordicele au reușit să se impună cu 24-20 după 60 de minute disputate și echilibrate. Pe locul 3 al clasamentului final a terminat Rusia, în timp ce Polonia a ocupat ultima poziție. Ideea este că poate ne-am fi dorit să câștigăm acest turneu pentru acești suporteri minunați care ne-au fost alături zilele acestea. Fetele au muncit, atât putem în acest moment, trebuie să fim onești. A fost un turneu, cel mai tare turneu pe care l-am avut până acum, dar pot să spun că l-am dus cu brio, se putea și mai bine. În ultimul meci s-a văzut că a fost ultimul meci, am fost puțin obosite, dar sper că la European să ne întâlnim cu ele probabil în finale și să fie totul mult mai bine pentru echipa noastră. Eu cred că dacă ne vom mai întâlni, o să mai aibă atâtea șanse. La competiție au participat mai mulți oficiali ai Federației Române de Handbal, dar și reprezentanța ai cluburilor din Liga Națională, care au urmărit eventuale transferuri pentru pauza competițională de vară. A fost un turneu reușit, mă bucur că au fost echipe puternice, au răspuns invitației noastre. Fetele, după cum bine știți, se pregătesc pentru campionatul european, primul lor campionat european, iar aceste meciuri au fost binevenite. La Under 17 sunt câteva jucătoare de perspectivă, trebuie să mai crească. Eu știu, până în 17 ani, am văzut un pivot, un inter stâng la echipa Norvegiei, am văzut și la echipa României câteva jucătoare promițătoare. Pentru Naționala Feminină de Junioare a României urmează participarea la turneul final al campionatului european, acolo unde delegația tricoloră își dorește cucerirea unei medalii.